În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat vă spun vouă că mai îndreptat s-a întors acesta la casa sa decât acela. Iubiți credincioși, am intrat într-o perioadă liturgică ce este cunoscută sub numele Triod. O perioadă care ne pregătește în prima etapă de post, o perioadă care ne va însoți și în timpul postului mare și ne va duce până în noaptea de Paști. O să zic că intrăm într-o etapă în care trebuie să conștientizăm mai bine ce se întâmplă cu noi. Evanghelia cu care începe această perioadă este cea pe care Sfinții Părinți au rânduit-o a fi cea a vameșului și a fariseului. Pentru mine este o mare provocare că acum două săptămâni vorbeam despre Zaheu vameșul și iată că acum ne întâlnim cu alt vameș. Nu știu dacă să-l încadrez pe vameșul din Evanghelia de astăzi la capitolul subalterni sau șefi de-a lui Zaheu, dar am să mă străduiesc să vă spun anumite lucruri la care nu m-am gândit absolut niciodată. Sunt, iată că, mai bine de 27 de ani de când m-am întâlnit cu Harul. Sunt mai bine de 35 de ani de când am intrat în luptă dreaptă în teologie ca să ajung ceea ce sunt acum. Niciodată însă nu m-am gândit că o Evanghelie atât de scurtă poate să fie atât de ofertantă. Și iată ce zice Sfântul Evanghelist Luca. Zisa Domnul pilda aceasta. Într-o zi au venit la templu doi oameni ca să se roage. Unul era vameș, iar altul era fariseu. Fariseul, stând drept, se ruga în sine zicând: mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, desfrânați, nedrepți. Dau zeciuiale din toate câte am, postez de două ori pe săptămână și îți mulțumesc că nu sunt ca acest vameș. Vameșul, spune Mântuitorul, neîndrăznind să ridice ochii din pământ, își băptea pieptul zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Și Mântuitorul ne prezintă o concluzie și ne spune: adevărat vă spun vouă, mai îndreptat s-a întors acesta la casa sa decât acela. Pentru că oricine se smerește pe sine se înalță și oricine se înalță pe sine se va smeri. Iubiți credincioși, provocarea cea mai importantă este aceea că m-am frământat toată săptămâna de ce nu mi-a trecut niciodată prin cap o întrebare firească, o întrebare cu totul și cu totul la locul ei. Oare cei care au plecat de la rugăciune, vameșul și fariseul, erau conștienți de efectele pe care le are rugăciunea? Pentru că întrebarea Mântuitorului, de fapt răspunsul care este în acest sfârșit pe care îl dă Mântuitorul, este acela: adevărat vă spun vouă că mai îndreptat s-a întors acesta, adică vameșul, decât fariseul. Dar întrebarea este următoarea: dacă personajele sunt rupte dintr-o parabolă, cui îi este adresată această concluzie? Lor? Nu, nouă. Nouă în măsura în care știm să ne așezăm în locul unuia sau a celuilalt. Să știți că în 99% din toate cazurile în care vin aici și mă rog, eu personal, nu zic despre nimeni altcineva, mă recunosc în rugăciunea fariseului. De ce? Pentru că există o confuzie și să-mi dea Dumnezeu ca până astăzi să fie această confuzie, aceea în care înțelegi că rugăciunea cea mai importantă este rugăciunea de mulțumire. Cea mai importantă rugăciune
după cum știm, este rugăciunea pentru celălalt. Dar atunci când ne privește pe noi, cea mai importantă este rugăciunea de mulțumire. Dar rugăciunea de mulțumire, să știți că îmbracă o singură formă adevărată, aceea anticipativă. Să cerem ca și când am primi și vom primi. Să cerem ca și când deja am primit. Aici este rezolvarea tuturor celor care vor să înțeleagă neuroplasticitatea. Nu vreau să mănânc pâine altora, Doamne ferește, dar vreau să vă deschid așa o portiță. Că rugăciunea aceasta de mulțumire putem să o confundăm cu ceva extraordinar. Să venim în biserică și să spunem: mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți somnoros și am venit la ora asta în biserică, dis de dimineață, și fac asta de câțiva ani. Îți mulțumesc, Doamne, că postez de două ori pe săptămână, îți mulțumesc că am încercat să nu fiu nedrept ca alții și așa mai departe. Păi cam asta e rugăciunea, să știți. Eu nu vă vorbesc despre rugăciunea dumneavoastră, Doamne ferește, vorbesc despre a mea. Pentru că nu sunt, n-am fost, dacă mă ajută Dumnezeu, conștient până acum că rugăciunea aceasta, de fapt, nu este rugăciune. Este o constatare, dar numai pentru faptul că începe cu mulțumesc ție, Doamne, o confundăm cu alt fel de a vorbi cu Dumnezeu. Dar un fel păgubitor. De ce? Pentru că rețeta stă mai la sfârșitul cuvintelor Mântuitorului. Adevărat vă spun vouă că mai îndreptat s-a întors acesta, adică vameșul, decât fariseul la casa sa. Înseamnă că mesajul acesta pe care Mântuitorul ne-l transmite, cine dintre cei doi sau care dintre cele două atitudini de rugăciune, să nu ne mai numim rugăciuni, atitudinea de rugăciune este primită mai bine, nu de Dumnezeu. Pentru că, să vă spun un secret, Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunile noastre. Noi avem nevoie ca să facem o legătură cu Dumnezeu. Și pentru că tot am ajuns aici într-o zonă foarte, foarte sensibilă, și ca să înțelegeți unde vreau să bat, să nu credem că ceea ce se întâmplă la nivel de, așa zisă, educație bisericească, ține de adevărul mesajului Mântuitorului. Am să vă aduc în față cel mai scurt cuvânt, cea mai scurtă predică a episcopului Antonie de Radoneț, care a ieșit în fața enoriașilor și le-a spus așa: am aflat că ieri din această biserică a ieșit o doamnă, o mamă cu un copil, pentru că a fost dată afară că n-avea batic pe cap și nu era îmbrăcată corespunzător. Poruncesc ca cel care a făcut acest lucru să se roage toată viața, pentru că acea femeie s-ar putea să nu mai intre niciodată într-o biserică. Iubiți credincioși, nu mai confundați pe Dumnezeu cu dictatorii cu care educația v-a învățat să vă uitați în sus. La Dumnezeu, când ne uităm în sus, nu trebuie să ne uităm ca la stăpânul de care să tremurăm și să ne întrebăm: Doamne, mă uit la Tine și iartă-mă că nu mai știu dacă am pe cap o basma sau am pantalon de training pe mine, primește-mă așa cum sunt. Cu dragoste trebuie să ne apropiem, să spunem: Doamne, poate că inclusiv din comoditate am venit îmbrăcat așa, dar să știi, cam să mă străduiesc data viitoare să fac așa cum crede lumea că ție ți-ar plăcea. Dar eu n-am venit să-ți arăt nici pantalonul meu de training care e de firmă, n-am venit să-ți arăt nici bazmaua mea și nici poșeta mea Louis Vuitton, am venit să-ți arăt sufletul meu, care era bolnav până când mi-am ridicat ochii la cer și acum am înțeles că nu e bolnav. Că de fapt, mulțumindu-ți ție că l-ai făcut sănătos, deja este sănătos. Iubiți credincioși, atitudinea de rugăciune, cea despre care vreau să vă spun astăzi câteva cuvinte, este aceea care să ne învețe ce înseamnă să fim conștienți de legătura noastră cu Dumnezeu.
Se spune că odată erau doi prieteni, unul fumător și altul nefumător, și întotdeauna când se întâlneau mai aveau șarje, uneori de glume, alteori degenerau. Întotdeauna când nefumătorul îi spunea despre pericol de fumatului celui în cauză, acesta începea cu niște glume, erau și de genul, știi, am citit niște studii, acum nu știu dacă erau de la cercetătorii britanici, dar niște studii spun clar că niciun egiptean nu a fumat. Și iată că au murit toți de vremea lui Tutankhamon. Azi, așa mâine, așa, bietul nefumător nu mai avea niciun argument. Numai că fumătorul a început să tușească și a fost trimis la doctor. Și când s-a uitat atent doctorul pe radiografie, s-a întors și i-a spus: nu te supăra, sunt două pete mari pe plămânii dumitale și 3 luni de zile te ținem sub observație. Ai mare grijă și vezi cum te comporți în acest timp. După ce a ieșit din cabinet, bineînțeles că și-a aruncat toate țigările și din acel moment n-a mai fumat niciodată cât a mai trăit el. De ce? Pentru că și înainte știa care sunt pericolele, dar acum era conștient că pericolul acela era pentru el, nu era pentru statistică, nu era pentru manuale, nu era pentru a servi prietenului lui cartușe când deceau șarjele. Iată, iubiți credincioși, cum trebuie să fie și atitudinea noastră de rugăciune. Să fie una conștientă. Și să știm că după rugăciune putem să ne întoarcem acasă, ori mai îndreptați, ori nu. Pentru că această bifurcație nu este la îndemâna vameșului sau a fariseului. Este la îndemâna noastră. Noi trebuie să fim conștienți că astăzi ne-am adunat pentru un ceas jumate, două, la biserică. Întrebarea este: ne vom întoarce la casele noastre mai îndreptați sau nu? Eu știu că mă voi întoarce la casele noastre, eu la casa mea, cu niște prieteni în plus, dar în același timp mă voi întoarce în casă și o să-i spun lui Dumnezeu că astăzi am învățat ce înseamnă rugăciunea de mulțumire. Rugăciunea de mulțumire nu este aceea de a da slavă lui Dumnezeu că nu ești ca ceilalți. Rugăciunea de mulțumire este numai aceea care te învață să te rogi ca și când ai primit și vei primi. Aceasta este rugăciunea. Dar să mergem mai departe. Despre atitudinea asta a noastră, ce să facem în templu? Și nu mă feresc să spun templu, pentru că eu nu o să traduc chiar toți termenii. Am mai auzit eu pe alții care încearcă să spună inclusiv aducerea în biserică, intrare în biserica Maicii Domnului. Bă, fraților, hai măcar să respectăm puțin deontologic timpul respectiv. Nu era biserică până la cinzecime. Haideți, vă rog frumos, să fim puțin mai atenți vis-a-vis de terminologie. Dar, acum, important este să înțelegem ce comportament trebuie să avem noi în templu, la rugăciune. Pentru că întotdeauna când lansăm o rugăciune, trebuie să fim conștienți că acea rugăciune ne poate lansa către casa noastră, către conștiința noastră, către fratele nostru, către aproapele nostru, către soțul nostru, soția noastră, copilul nostru, mai îndreptați sau nu. Și atunci nu cumva suntem amăgiți că ne-am petrecut aici un ceas jumate, două, cum am spus, și n-am plecat mai îndreptați la casa noastră? Dacă noi venim aici și ne aranjăm așa în oglindă, să spunem: o, da, am și, n-am eu batic, dar am pălărie, n-am altceva decât fustă pe mine și gata, acum totul este în regulă. Mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca aia cu Adidasul sau cu Nike-ul pe ea. Haideți să vedem cum trebuie să vedem lucrurile. Deși o să vă spun niște lucruri tulburătoare, mi le asum. Într-o tabără religioasă, băieței la 8, între 8 și 10 ani, părintele o ia înainte și o ia atât de înainte încât lasă câteva sute de metri între el și grupul pe care îl conducea. Ei,
nu știu dacă neapărat diavolul, dar ispita a venit în chipul unei femei ușoare. Și această femeie s-a apropiat de ei. Și s-au întrebat între ei, dar ce e asta, ce e asta? O femeie, dar nu prea îmbrăcată ca celelalte. Și unul dintre ei, așa, care știți că la vârsta asta, 8-10 ani, mai e câte unul mai deștept, așa, zice, asta este o prostituată. Nu știind nici prea bine ce înseamnă, pentru că dacă ar fi știut, probabil că n-ar fi spus-o cu așa o nonșalanță. Dar la întrebarea, și ce face, a zis, vă spun eu, pentru bani face orice îi cerem noi. Zis și făcut, a făcut o chetă și a adunat bani. Și când s-a apropiat respectiva, a spus, dumneata, ești o prostituată? Da. Și înseamnă că pentru bani faci ce cerem noi? Da. Uite aici banii. Bun, și ce vrei să fac? Și primul lucru care le-a venit lor în cap a fost, păi să te dezbraci. S-a dezbrăcat. Și și-a dat seama că erau bani mai mulți decât numai atâta. S-a considerat datoare și a zis, și ce trebuie să mai fac? Păi și să dantez? Da, dansează. Când a început să se unduiască, ei erau foarte fericiți, au început să aplaude, să bată din palmă, țineau un anumit ritm, numai că s-a întors părintele care îi conducea. Și când a văzut în ce sunt ei prinși, a început să strige la biata femeie și să o alunge, să o oblige să se îmbrace și aceea a plecat. Din acel moment, copiii s-au schimbat. Până atunci erau cuminți, bucuroși și fericiți. De atunci n-au mai fost. Să știți, fraților, că m-am riscat să vă spun aceste lucruri ca să înțelegeți în subtil ceea ce se întâmplă cu viața noastră. În momentul în care vedem partea de nevinovăție care există în orice atitudine a celuilalt, suntem pe drumul rugăciunii de la care ne vom întoarce spre casa noastră mai îndreptați. Dar atunci când ne lansăm în furcile caudine ale rațiunii, ale așa zisor reguli și norme, distrugem tot ceea ce înseamnă sinceritate. Se spune că într-un copil și în fiecare copil există un Dumnezeu. Atunci când încercăm să educăm copilul într-un sens neapărat restrictiv, Dumnezeul din el se transformă în demon. Dacă vă veți întreba de ce un copil nu vă ascultă, de ce un copil n-are stare, de ce un copil nu poate să se uite în ochii dumneavoastră, să știți că a simțit că vreți să-l obligați să facă ceva. Acum nu cumva să mă judecați greșit, că nu vă las. Nu înseamnă să-l lăsăm neapărat să facă numai ce vrea el, dar să îl învățăm să fie bucuros și fericit. Știți de copilul acela care a fost întrebat, ce vrei să fii când vei fi mare? Și a spus, eu vreau să fiu fericit. Și cel care l-a întrebat a zis, n-ai înțeles întrebarea. Zice, nu, dumneata n-ai înțeles răspunsul. Iubiți credincioși, dacă nu vom fi în stare să educăm copiii noștri să fie bucuroși, nu în competiție permanentă cu celălalt, că vă aduc aminte iarăși de bebelușii aceia care la câteva luni făceau concurs cine ajunge dabușelea până la final. Erau vreo 6 metri între linia de start și cea de sosire. Numai că în spatele fiecăruia era câte un părinte, câte un bunic care zicea, hai, uite că a rămas în urmă. Ei, numai că pe traseul acela, 2-3 dintre ei se uitau unii la alții, se mângâiau, se admirau. Bineînțeles că au rămas cei mai în urmă. Dar cei mai fericiți. Nici măcar nu i-a interesat de ce pe primul toți îl slăveau și îl ridicau și îi dădeau tot felul de cadouri că chipurile a ieșit pe primul loc. N-au înțeles ei lucrul acela. Ei nu vreau să fie primi, ei vreau să fie fericiți. Întrebați-vă
Ce ați făcut ultima dată, educațional vorbind, cu copilul, cu nepotul, cu elevul, cu studentul pe care l-ați avut? Apropo de Zaheu și de vameșul lui, să zicem că astăzi era subalternul lui Zaheu, vameșul respectiv. Ce ați făcut educațional, nu ca să-l învățați pe un copil să fie primul, ci să fie fericit? Grea întrebare. Vă spun eu sigur. Eu când, după ce mă întâlnesc cu studenții mei, în fiecare seară mă întreb numai lucrul acesta și în ultima vreme să știți că am multe răspunsuri. Măcar au învățat de la mine nonșalanța cu care îi tratez pe toți la fel. N-am mai dat nota 9, cred că de 26 de ani. Dau numai 10. Nu se supără nimeni pe mine. Pentru că aș vrea să-și aduc aminte de mine ca de un om cu care le era drag să se întâlnească, care nu le arăta neapărat cât pot atunci, ci le arăta cât pot în viață. Am ucenici care, slavă Domnului, mă pomenesc la proscomidie în calitate de preot de 23, chiar 24 de ani. Sunt sigur că la întrebarea aceasta, ce am făcut ultima dată educativ ca un copil care iese de mâna mea să fie fericit, să pot să știu că am făcut ceva, deși recunosc că mai am multe de făcut. Dar ca să mă întorc la casa mea mai îndreptat de la rugăciune, pentru că rugăciune înseamnă și catedra. Rugăciune, să nu confundați că înseamnă numai statul în genunchi și zisul de acatiste. Chiar mă întrebau câțiva în săptămânile acestea să le recomand ce acatiste să facă. Și unora chiar am îndrăzit să le spun, le recomand să fie fericiți. Știți ce greu este? Pentru că nu au antrenamentul acesta. Iar vrea să le dau un canon în urma căruia să spună, gata, am făcut canonul. Chiar să spună, mulțumesc, Doamne, că eu am reușit să fac astăzi un acatist. Nu ca ăla care se bucură degeaba. Mulțumesc ție, Doamne, că am corectat pe 2-3 inși care nu erau pe linia pe care ne-a învățat pe noi biserica să o țină. Îți mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca acesta, ca acela. Eu țin de 2 ori pe săptămână post. Fraților, credeți că dacă era așa de important, Mântuitorul după înviere ne-ar fi spus altceva decât cel mai important lucru? V-am mai spus și altă dată. Femeilor din cu care s-a întâlnit Mântuitorul după înviere, le-a transmis un singur canon. Bucurați-vă! Nu sunt, Doamne ferește, împotriva postului și a rugăciunii și a rânduielilor, nu. Dar adevăratul canon și pentru ce ne rugăm noi și pentru ce ținem post este ca să învățăm să ne bucurăm. Eu vreau să vă transmit direct finalitatea postului, rugăciunii, slujbelor la care venim și inclusiv a Evangheliei de astăzi. Dacă nu vom pleca spre casele noastre bucuroși, înseamnă că n-am plecat mai îndreptați la casa noastră. Și am să închei cu un singur lucru. De unde știm noi că suntem pe linia cea bună? Aici este o întrebare, că nu pot să vă las așa să plecați fericiți toți și să ziceți, gata, suntem acum bucuroși. Am un răspuns de la monacul de la Rohia, care spunea și răspundea de fapt unor întrebări. De unde știu că sunt pe drumul cel bun? Pentru că atunci când mă apropii de Rohia, nu pot să fac altceva decât să plâng. Și plâng de bucurie și de fericire. Iubiți credincioși, nu știu dacă ați avut vreodată bucuria cea mare de a constata că nu mai puteți să faceți altceva decât să plângeți de bucurie. Eu unul, atunci când se termină niște perioade mai grele, cu spovedanii mai îndelungate, trebuie să mă opresc în drum spre casă. Să-mi așez gândurile, să plâng, să curgă din mine bucuria, pentru că e o constatare pe care nu am cum să o manifest altfel, față de propriul meu suflet. De aceea, cum putem să știm dacă ne-am întors la casa noastră mai îndreptat sau nu? Trăind emoțional tot ceea ce se întâmplă ca transformare în noi.
Dacă ne vom întoarce acasă, tot așa cum am plecat de acasă, cu siguranță că nu ne-am întors îndreptați. Dar dacă ne-am întors acasă, măcar cu un gând, că astăzi am făcut ceva, că astăzi am trecut dincolo de a-l judeca pe cineva, de a-l trage de mânecă pe cineva, înseamnă că suntem pe drumul bun. Înseamnă că Mântuitorul nouă ne spune, adevărat, vă spun vouă, astăzi vă veți întoarce mai îndreptați la casa voastră. Așa să vă ajute Dumnezeu.